observat că, bună zi dimineața, prieteni, am observat că filmele mele încep să se înregistreze un pic mai târziu decât încep să vorbesc din cauza acestui hard disk nenorocit și prost. Așa că astăzi o să încep să fac o recapitulare a politicii din România, ca să înțelegeți. Trebuie să fie 7 perioade de tranziție de la căderea lui Ceaușescu. 90-92 Iliescu, a fost președinte, 92-96 Iliescu, 96-2000 Constantinescu, 2000-2004 Iliescu, 2004-2009 Băsescu, că s-a modificat la 5 ani mandatul, 2009-2014 la fel Băsescu, 2014-2019 Ponta, așa, 7 perioade. No, deci până în 2019 nicio șansă. Am văzut gaudece la dințe și la 9 milioane în cont. Am cheltuit 4 milioane în 4 zile, 100 de lei pe zi, că m-am dus la prostia aia de festival, m-am dus și la din nou lumea. Am căutat să mă simt bine în astea 4 zile, că prea multă suferință la viața omulistică. Dar nu, pe mâncare, pe restaurante, de fapt. De fapt, mai am 400 de lei, mai am 900 de lei în cont și aproximativ că tot îmi fură ăștia câte 4 lei ăștia de la bani fiată când scot banii. Și mai am câte 100 de lei, deci 4 ori 13, vreo 50 de lei îmi fură fi pe lună. A, și mai am și aia care mi-au din cont 100 sau 200 de lei. Da, și astăzi de mână 10 iunie 2014 mi-a zis asta Raluca că trebuie să rezist până în 4 iunie, am spus că până în 10 iunie că sunt zeu, gata, s-a terminat. 418 zile au trecut din 18 aprilie 2013 până astăzi, din 12 ianuarie 2013 cu 514 zile din testul agate și au trecut 508 zile din 18 ianuarie, da. Ceea ce înseamnă, da, 90 de zile de perioadă de trecere și zile de test efectiv 418, adică cicluri, primitivism, sclavagism, medievalism, etică, conștiință, spirit, lumină, Dumnezeu, creat, calități, om, creat, Duh Sfânt, natura nemanifestată, Dumnezeu suprem nemanifestat, primul nivel de sinergie, al doilea nivel de sinergie, da? Sau dacă luăm perioada de 418, 418 înseamnă 11 cicluri decât de 38, și luăm așa, rege, sclavagism, împărat, medievalism, etică, ăsta zeu, conștiință mare, zeu, spirit, zeu suprem, lumină, Dumnezeu creat, cartezon, creat, Duh Sfânt, natură nemanifestată, Dumnezeu suprem nemanifestat, completudine astăzi. Da, bun. Și acum, dacă v-am făcut astea 7 perioade de trecere, o să înțelegeți că, de fapt, nu mă interesează partidele cine concernește ce, pentru că eu încă din 98, deci de când era Constantinescu președinte și când a fost Iliescu președinte și când a fost Băsescu președinte, am scris la toți, așa, bun. E adevărat, mult mai puțin de când e Băsescu președinte, mai mult, mult, mult mai mult. Am înțeles mai bine că... sau poate că a trebuit mai mult. No, și... sigur... încă din 2002-2003 am... că de-aia îmi păstrez arhiva ca să nu vine cineva să-mi spună că mă, tu ai început mai din 2004-2005 să lucrez, că din 2002-2003 am început să scriu să vând tehnologie la japonez cu 1000 de miliarde de dolari scuturile noastre energetice care protejează orașe, la indien, la chinez, la ruși, la nemzi, arme atomice încă din 2002, la Britania era asta. Și spun așa că am muncit numai 296 de zile, vedea, voi cât timp ați muncit, voi n-ați muncit nici măcar o singură zi. Să urma ce v-a spus. Da, sigur că asta e un pic nedrept, că și eu spun ceea ce îmi spun vocile să fac în creier, da. No. Așa, și... bun, deci, ca să nu mai stau până în anul 2019, eu o să stau până, stai un pic. Da. Bun, o mică întrerupere pentru citirea la apă. Bun. Deci 2019, lăsați că să renunț la cetățenia română în 23. În 23 iunie se împlinesc 23 de luni de când a început perioada a nașpă pentru mine, că de fapt din 1 iulie 2012 am pierdut al doilea dinte, am trecut prin dureri mari.
din 23 iulie 2012 și-a certat cu taimul magma și cu prietenul ei și din cauza la țiganul nenor și pe jumătate de țigan a început să înjur pe ăștia, zice, lomba de aruncarea Clujului, Bucureștiului, României, nu știu ce, Londrei, Veneției, Americii, nu știu ce, Europei, așa, așa, și asta nu dură decât 2-3 zile, și după aceea venit Elena în septembrie, mi-a spus că poți fi pedepsit 14 luni, dar 14 luni au trecut de mult, încă din decembrie, anul trecut, da, și după aceea au mai trecut încă 6 luni. Eu și mi-a spus Elena să fiu de acord, că altfel mă bat așa să fiu amânat un an iar și cu prietenul ei Dragon, dar mai bine spunea că mă băteam cu Dragonul ea. Așa, bun, astăzi trebuie să fie în 10 iunie, trebuie să-i dau un telefon la prințesa Mihaela, să-i spun de fapt, dragă, sunt terminat și... De fapt nu, că mai trebuie 3 zile după templul pur, că ăștia sunt cu 421, că e un turn, un înalt și un chin, da, da. Dar, de fapt, e un bogus că astăzi s-a terminat 418 zile. De fapt, completul la 420, că 380 de zile începe Dumnezeu suprem nemanifestat și ține 4, de fapt, ține 38 de zile până astăzi. Dar, după părerea lor, mai ar trebui încă 2 zile să țină. În fine, mă văd că ăștia rău de mine, spionire de mine și unii mai spune că nimeni asta. Da, cel mai cuminte ar fi să nu mai aștept, știu că mi-a spus taimă că pierd 50.000 de dolari dacă mă duc în beci și scot lâna de aur și asta, dar deja au trecut mai mult de 140 de zile de la ziua mea, 145, au trecut 140 de zile, înseamnă 7 uinaluri de câte 20 de zile fiecare, deci au trecut perioada lui. O să-i spun, o să-l spun. No, bine. Deci, concluzia este, nu până în 2 iunie, până în 6 iulie, când mi se termine tot mandatul divin, o să mai aștept cu chiu cu vai și după aceea o să renunț la cetățenie. Așa.